De acum mersul la coafor poate deveni și mai plăcut și mai și conține un strop de magie. Poți să pleci cu tine, cu un cățeluș, cu un animăluț, cu un suflețel, un prieten pe viață. Este un proiect minunat ce aparține celor de la protecția animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, iar Alexandra Oprea, consilier, a venit să ne povestească mai multe despre el. Bun venit, Alexandra! Bună ziua, bine v-am găsit! Spune-mi, te rog frumos, când ai fost ultima oară la coafor? A trecut ceva timp. Și ai plecat cu vreun suflețel de acolo? Din păcate nu, nu au avut proiecte cu, nu au avut proiecte nu cu noi. Nu s-au gândit acum, să facă. Acum începe în anul 2022, dăm startul. Ia să-mi spuneți așa voi, cei de la protecția animalelor, cum vă gândiți la astfel de proiecte frumoase? De unde vă vin ideile acestea, care într-adevăr sunt inedite și felicitări pentru toată munca depusă? Vă mulțumim frumos. Noi stăm toți într-un birou, suntem așa, acolo fiecare. Aveți câini, pisici pe lângă voi? Câini, pisici, toată ziua sunt, nu ne lipsesc din birou. Avem pe Diego, pisoiul nostru este mascota biroului. Deci aveți inspirație acolo, da? Da, da, totul pleacă de la animale, cu și pentru animale. Ce frumos! Păi hai să le spunem mai multe telespectatorilor despre acest proiect minunat. Când v-ați gândit să dați startul campaniei, să zic așa, de adopție a animalelor prin intermediul salonilor de coafuri? Adopția este mereu binevenită, nu avem o dată, vrei să-ți adopți un cățeluș, site-ul nostru ilfovadoptă.ro este mereu deschis, cine dorește să-l verifice și să-și aleagă de acolo un suflet, noi suntem mulțumiți. În prezent, având în vedere că am avut foarte mult succes cu celelalte proiecte pe care le-am avut, ne-am gândit să trecem și către alte domenii. De aici a venit, a luat naștere și acest proiect intitulat Primește magia în viața ta. Acest salon este cunoscut în România, în București. Este un salon mare, anual are aproximativ 200.000 de clienți și am încercat să... Și au fost super deschiși la această idee? Da. Adică voi v-ați gândit, măi, vine femeia sau cine vine la coafor, se face frumoasă, stă acolo câteva ore bune. Ce-ar fi să-i strecurăm acolo pe sub nas un pliant în care avem un cățeluș care te privește așa cu niște ochișori de nu poți să-i reziști, care îți transmite așa, ia-mă, domnule, ia-mă cu tine, ce să mai... Da, da, clienții vor primi un pliant, un sticker cu poze, cu căței care sunt disponibili pentru adopție, dar din nou, site-ul ilfovadoptă.ro este deschis, toată lumea îl poate accesa și de acolo să sperăm că... Că vor pleca, nu? Că vor pleca, da. Spre căsuțe sufleței, cum le spun eu. Aveți și pisici sau doar câini pe site? Pe site momentan decât câini, sunt câini din adăposturi. Încercăm, când ni se adoptă un pic mai greu, încercăm să îi scoatem din adăposturi, pentru că în adăpost nu este viață pentru ei. Normal, așa este. Da. Cum ați reușit în ultima vreme, apropo de adopție, ați reușit să duceți cât mai mulți câini spre căsuțe primitare? Da, numărul s-a mărit. Când am venit data trecută au fost 180 de cățeluși adoptați, acum sunt 209. Oh, ce frumos, felicitări! Deci au crescut numărul lor. Se adoptă atât în România cât și în străinătate. Am avut plăcerea de la noi de la sediu. De la noi de la sediu au plecat doi câini. Bruno, un cățel a plecat în Olanda. Deci e olandez acum. E olandez acum, iar Mia, care a fost găsită într-o parcare lovită de mașină, pe 8 decembrie a ajuns în Seattle, Statele Unite ale Americii. Și un cetățean american, iată. Ce frumos! Da. Păi să aveți cât mai multe reușite de acest gen. Dar spunem și, apropo de deschiderea antreprenorilor, cum primesc ei aceste idei? Uite, de exemplu, ownerul acestui salon, cum a primit această idee? Bine, s-a și implementat, semn că a fost o chestie minunată, dar așa, ca primă reacție. Sunt deschiși. Firmele private sunt deschise, mai ales după ce am avut proiectul Umple golul din viața ta, care a avut foarte mare succes și pe plan internațional, mai ales multe țări ne-au luat exemplul cu Umple golul din viața ta. Sunt deschiși, toată lumea primi mesaje cu colaborări. Vorba aia, voi să aveți idei că ei sunt deschiși și puteți să le implementați. Da, noi să venim cu ideile și de acolo găsim. Îmi place și felul în care
comunicați, pentru că se vede că e o comunicare fresh, se vede că sunteți acolo mulți tineri dedicați și veniți așa cu un suflu nou în tot ceea ce înseamnă proiecte și felul în care faceți strategii și așa mai departe. Să mai îmi spui ce planuri mai aveți pe anul acesta? Avem multe planuri. Așa. Anul 2022 începe cu multe planuri. Avem listă. Da, în prezent așteptăm să se modifice un proiect de lege prin care consiliile județene să poată face chiar ele campaniile de sterilizare, pentru că momentan decât consiliile locale au această posibilitate, dar noi prin cadrul consiliilor locale o să dăm startul campaniei de sterilizare. Mai avem în gând să mergem și în școli, să facem educație în școli, pentru că, de exemplu, în Spania este o materie obligatorie, se numește respectul față de animale și încercăm și noi să educăm pe mai departe generațiile viitoare, să învețe despre bunăstarea animalelor, de ce e bine, adică să nu le rănim, să fie și ei, cum suntem noi, cu și pentru animale. Da, mai ales că, de exemplu, dacă mergeți în școli din sate sau așa mai departe, ei trăiesc acolo înconjurați de animăluțe și ar fi bine să se gândească, da, să nu le facă rău, să le protejeze și, da, uite, așa încet, încet, reușim să schimbăm mentalități. Că asta, da, faceți voi, de fapt. Da, asta, da, reușiți să faceți, să schimbați mentalități. Cum merge la voi treaba? Voi este greu? Aveți nevoie de sprijin? Mă gândesc că, na, cu adăpostul nu e treabă ușoară, trebuie să ai grijă de atâția și atâția câini, au nevoie și de mâncare, au nevoie de condiții. Cum vă este vouă? Sprijin primim. Sunt multe persoane, asociații, ONG-uri care ne ajută de fiecare dată când apelăm. Mâncare, tot așa, și multă lume dorește să ne ajute, oameni normali. Nu au posibilitatea să ia în foster sau să adopte, dar ne ajută prin alte modalități. Noi suntem recunoscători, asta încercăm, adică chiar dacă nu puteți să luați în foster sau să adoptați, pentru că majoritatea nu au această posibilitate, să nu treacă nepăsători pe lângă un animăluț. Ai văzut o pisică, un cățeluș, un pic de mâncare pentru el contează, mai ales că nu are cine să-i ofere normal această posibilitate, da. Și cu adăposturile ne descurcăm, încercăm să... Și campania de sterilizare merge bine? A mers bine până acum? Se văd rezultatele? O să îi dăm drumul. Am avut un pic în impas, dar acum, da. Și mai aveați voi un proiect interesant, cel prin care încercați să descurajați abandonul animalelor. Știu că s-au montat în anumite locuri niște, da, camere de supraveghere. Da, în Domnești s-au montat 10 camere, cred că o să se muteze și în alte localități, dar în Domnești au fost un pic mai multe probleme. Și se văd schimbările din momentul în care le-ați montat? Se văd, da. Pentru că lumea a luat frică, să spunem, de... Și se gândește de două ori, nu? Da, se gândește de două ori. Încercăm și prin sterilizare, încercăm să educăm lumea să nu mai abandoneze, pentru că toată lumea, știe, se plâng, e cățelul pe stradă, sunt pisici pe stradă, mulți câini sunt în haită, unii sunt și răi, pentru că nu au ce să mănânce și de aceea sunt agresivi. Da, și lumea nu înțelege, da, acest lucru. Nu, da, lumea nu înțelege acest lucru. Câinele nu este rău că vrea, este el rău, da. Nu are ce poate să a fost mânce, traumatizat, da, cine știe ce a pățit. Da, da, mulți căței în adăposturi ajung traumatizați, sunt agresivi, dar cu dragoste și implicare din partea noastră, ei sunt buni, sunt suflete bune, trebuie să avem răbdare. Așa este, da. În momentul acesta pe site ai o statistică, să zic așa, știi câți câini așteaptă să fie adoptați? În jur de 130-150 sunt disponibili, s-au adoptat 109 până acum. Da, cel mai bine să intre pe site, pe ilfovadoptă.ro sau să meargă direct în adăpost, pentru că se creează altfel conexiunea între om și animal când îl vezi atunci. Dar uite, a existat acea dragoste la prima vedere să vină vizitatori în adăpost și să plece de acolo cu un, da, suflet? Da, au existat, au fost mulți oameni care au fost în adăpost, am văzut, e al meu, l-am luat, au simțit conexiunea aceea și la noi, la sediu, au plecat majoritatea cățelușilor, așa, dragoste la prima vedere. Ăsta e al meu, l-am văzut, m-am îndrăgostit de la fost ceva. Și trebuie să le spunem telespectatorilor, dacă vor să facă un astfel de gest, să se gândească bine, pentru că este o
responsabilitate să crești un animal, trebuie să-i oferi absolut toate condițiile ca să nu vă treziți că vin înapoi în adăpost cu ei. Da, da, trebuie să ne gândim de multe, multe ori înainte să adoptăm, pentru că s-au întâmplat să ni se întoarcă căței din adopție și nu... E o situație neplăcută. Cățelul s-a schimbat. Adică de la cățelul la vesel care a plecat, pe urmă stea cu coada între picioare, nu voia să mănânce, s-a schimbat comportamentul și am încercat. Îl mai părăsești vorba aceea încă o dată, nu da. Era suficient că era abandonat? Da, 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 adică e abandonat pentru a doua oară și el nu mai înțelege ce se întâmplă și se schimbă. Nu mai e cățelul la vesel pe care l-ai luat prima dată și s-a întâmplat, da, să... Așa este. Să fie cățeiței, dar toți sunt acum la casa lor, sunt toți fericiți. Sunt la casa lor fericiți, la căldurică, de să le mai spunem încă o dată telespectatorilor să intre pe platforma voastră, da? Ilfo, da. adoptă.ro, da, să-și aleagă de acolo un sufletel. Da, și de asemenea așteptăm, îndemnăm să ne scrie, să ne trimită mesaje pe Facebook, pe Instagram, la protecția animalilor cg.ilfo.ro. Așa. Fără romor. Așa. Da, noi așteptăm, noi suntem acolo... Zi lumină, vorba da, aia. Zi lumină, noapte, oricând, Crăciun, Paște, anul nou. Voi noi sunteți acolo dedicații acestui suntem acolo, scop da. Nobil. Da. Vă mulțumesc. Noi, da. Vă mulțumesc tuturor celor de acolo. Îți mulțumesc, Alexandra, că ai venit astăzi și ne-ai adus așa un strop de magie prin acest proiect. Felicitări și te mai așteptăm sau îi mai așteptăm pe colegii tăi să mai vină să ne mai povestească despre proiecte frumoase. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragii mei, acum dacă printre voi sunt cei care stau acolo în grădină și le place să stea, să mai pigulească, să mai pună o floricică într-un ghiveci, avem un material tare frumos de la grădina Ritei pe care vă invit să-l urmăriți. Bună, sunt Casiana și astăzi o să vă spun despre Erica gracilis sau Erica rot, cunoscută și sub denumirea de Erica roz. Este o plantă perenă care crește sub formă de tufă, a cărei înălțime ajunge la 20, maxim 40 de centimetri și care este verde tot timpul anului. Ea înflorește de obicei toamna și în perioada iernii. Florile durează o perioadă destul de îndelungată, până la 6 luni. Acestea sunt de obicei de culoare roz și au forma unor clopoței, fiind foarte mici. Frunzele cresc sub forma unor ace și au o culoare de un verde intens. Floarea nu este sensibilă, important este ca să o cultivați în grădină, într-o zonă însorită sau semi-umbrită. Are însă nevoie de un sol acid, cel mai bine este acolo unde pH-ul este undeva între valori de 4,5-5,5. O dată pe an trebuie aplicate și îngrășăminte, fie aplicați îngrășământ complex, dar dacă îl diluați în apă, să aveți grijă să nu ajungă pe frunze, ci acestea trebuie îndepărtate și să puneți doar la nivelul rădăcinii sau puteți să folosiți îngrășăminte pentru plante verzi, dar plante acidofile, ceea ce folosiți și pentru rododendron. Solul trebuie să aibă un drenaj bun, nu îi place apa, trebuie udată doar atunci când pământul este uscat deasupra. Cel mai bine este să-l mulciți pământul folosind scoarță de copac, cea mai bună scoarță fiind cea de pin sau de brad, care să fie acidă și în felul acesta să asigură o umiditate optimă și nu se pierde apa, astfel încât umiditatea solului să fie una optimă. Erica nu este o plantă pretențioasă, dar în perioada iernii este nevoie de protecție, mai ales dacă este tânără. Plantele care sunt mature și au 5-6 ani pot fi ținute afară fără să existe riscul de îngheț. Cele tinere însă trebuie protejate, puteți să folosiți fie coceni sau frunze sau chiar un ambalaj în jurul plantei, astfel încât rădăcina să fie protejată. Puteți să o țineți în perioada iernii și într-o încăpere unde să aibă suficientă lumină, dar temperatura să nu fie mai mare de 10-15 grade, altfel are de suferit. Și dacă are umiditate prea ridicată, planta se îmbolnăvește, existând riscul să facă putregai sau o serie de alte boli. Printre aceasta și făinarea este una care dăunează plantei. Puteți să folosiți fungicide pentru a înlătura acest lucru. Dacă locuiți la bloc și o țineți în casă, atunci să aveți grijă să nu fie temperatura prea ridicată sau umiditatea prea crescută, puteți să folosiți la nivelul rădăcinii un strat de pietricele, astfel încât planta să nu stea în apă direct. Până data viitoare, vă doresc spor în toate!
venit momentul să o invit alături de mine pe Oana Constantin și pe invitații ei să vedem ce ne pregătesc la emisiunea Dincolo de ceea ce știm. Bun venit! Am venit! Ai venit! Și bine v-am găsit și la mulți ani cu bucurii! Mulți ani cu multe bucurii! Uite că semne bune anul are, așa am auzit. Așa, asta e bine, mie îmi place. Place cum începe. Da, așa este, da. O să ne spună mai multe Ioan Nistor, care este specialist human design și profesorul meu de human design. Ce frumos, așa. Țin să menționez că m-am apucat și eu de cursul pe care Ioan îl susține cu mare drag. Deci ai început și anul cu proiecte noi. Felicit cu această ocazie, să spun așa, pentru că este un profesor foarte bun și apropiat și chiar înțelegem foarte multe informații și invit pe toți să cunoască mai multe despre human design. Așa, și o avem pe nelipsita Olimpia Miora Mireștean, care mi este foarte dragă, femeie dragă și prietenă. Și să vorbim despre șamanism, despre ne împrietenim cu natura și aflăm cum să ne luăm puterea de la anul ce a trecut, care în human design nu a trecut. Deci se schimbă anul la sfârșitul... Hai, nu mă încurca. Da. Deci păi dam sărbătorii pe 2022 și 2021. Hai să care vedem cum le împletim. Păi hai întâi să mă duc spre vechi, cum s-ar zice, fără niciun apropo. Așa. Și să vedem ce este cu acest lucru. Cum adică n-a trecut? N-a trecut pentru că în human design ne uităm la o poartă care se numește poarta 41 și este, reprezintă codonul start. Fiecare structură genetică, fiecare gen începe cu un codon start. De acolo începe experiența umană. Acea poartă ajunge, sau soarele ajunge în acea poartă în jur de 22 ianuarie. Am înțeles. Aha. Deci mai e ceva. Mai avem un pic. Un pic. Și ce trebuie să facem în perioada aceasta, de exemplu, până pe 22 ianuarie? În perioada asta trebuie să ne uităm înapoi, nu? Ca să putem să începem anul cu, cum se spune în engleză, clean slate, să o luăm de la capăt, cât de important este să ne uităm un pic înapoi și să vedem ce s-a întâmplat în anul care a trecut. Ce am învățat, pentru ce suntem recunoscători. Exact. E bine să facem acest exercițiu, nu? Da, dacă nu l-ați făcut până acum, e perioada mai avem timp, proptice, da? Pentru asta. Și trecem în anul 2022 cu proiecte noi, uite, cu apropierea de natură, ar trebui să facem acest lucru, să ne luăm cumva darurile de la natură. Da, chiar îi voi învăța în emisiunea care urmează. Așa, nu dăm tot din casă. Nu dăm tot. Da. Cum să folosească piatra, focul, vântul, apa... Deci elementele naturii, elementele, da, naturii, chiar și pentru intențiile noi, care așa și le vor pune. Dă-mi ceva, să-ți dau un tip, da, să-ți dau ceva, așa. Da, nu se poate, nu mă lăsa. De exemplu, pot să fac oricând de lună nouă sau oricând când vor să aducă ceva în viața lor. Da, indiferent ce ar fi, da, că vrei important sănătate, este că vrei să iubire, aibă... că vrei... Da, 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 așa, da. Scriu pe un bilețel, dar... Important este, în momentul în care s-a hotărât să facă acest ritual, cuvântul, deci da, cu ajutorul aerului, să nu fie într-o stare de tristețe, supărați. Da, să zic, da, eu chiar vreau să lansez, pentru că vântul duce șoaptele, mesajele, vreau să-mi lansez această idee, acest gând pentru... Universului, exact, da. Pentru străbunii mei, pentru că șoaptele străbunilor vin în vis, vin pe calea vântului, eu lucrez mult cu străbunii. Uh-huh. Și scriu tot ceea ce își doresc pentru o perioadă mai apropiată, de exemplu. Ard. Da, ca să se... Exact, ducă. Ca să... Focul. Da, să ducă mesajul. Să ducă, da. Și apoi cenușa o vor sufla în vânt. Ce frumos! Gata, nu mai spuneți. Eu plec cu informația asta, foarte interesant. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și vă urez o emisiune frumoasă și plină cu tâlc. Uite așa, să ne revedem cu bine. Mulțumim, Dana. Mulțumesc. Vă mulțumesc, dragilor, că a stat alături de noi. Suntem și mâine aici, după cum prea bine știți, de la ora 14 până la ora 16. Petrecem frumos alături de invitații noștri, că așa e frumos la început de an. Nu uitați să zâmbiți!